Deși a fost amânată de două ori până în prezent, hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ceea ce privește majorarea contribuției avocaților pentru fondul de pensii, va fi aplicată din această lună. Potrivit deciziei, pentru asigurarea echilibrului financiar al sistemului Casei de Asigurare a Avocaților din România, contribuția obligatorie a avocaților va fi de 11% față de 10% cât cotizau anul trecut. Și hotărârea 857 din 14 decembrie 2013 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor, ca organ colectiv de conducere a profesiei, este de fapt o continuare a discuțiilor care au avut loc cu ocazia Congresului Avocaților din luna martie anului 2013 la București, prin care sistemul de pensii al avocaților, fiind vorba de un sistem privat, adoptă diferite măsuri pentru a putea menține sustenabilitatea acestui sistem de pensii. Cum nicio majorare nu vine niciodată singură, o modificare vor suferi și contribuțiile minime și maxime tot la fondul de pensii. Cota individuală minimă a unui avocat stagiar va fi de 80 de lei, în timp ce un avocat definitiv va plăti 250 de lei. Noile cote urmează să se plătească de la 1 februarie, când vor fi achitate datoriile obligatorii față de Casa de Asigurări a Avocaților aferente lunii ianuarie 2014. Contribuția minimă urmând să fie de 250 de lei, la veniturile de până în 2300 de lei declarate de către avocați. Raportat la veniturile dintre 2300 și plafonul maxim de 11.250 de lei care îl prevede legislația noastră, cota crește cu un procent de la 10% la 11% și cei care realizează venituri peste 11.250 vor plăti taxa de fixă de 1.250 de lei. Potrivit decanului Baroului de Avocați Giurgiu, criza financiară și vremurile grele pe care le trăim au afectat și meseria de avocat. Decizia de a cotiza mai mult la fondul de pensie este una nefavorabilă, mai ales pentru avocații tineri, care cu greu realizează venituri de peste 2.000 de lei pe lună.